facem. În continuarea acestei poezii frumoase și a îndemnurilor pe care le-am citit, pe care le-am auzit de la sora Nelly, aș vrea să vă citesc un text din Coloseni 2, începând de la versetul 6 până la versetul 9. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șarcă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Amin. Amin. Deja atmosfera Crăciunului a intrat în viețile noastre într-un fel sau altul, fie prin muzica de colinde de la magazine, fie prin brazi împodobiți prin case care le vedem frumos de afară, fie chiar prin începerea anotimpului rece. Și versetele acestea ne aduc înapoi la ceea ce înseamnă Crăciunul cu adevărat. Și ne vorbesc un adevăr extrem de important și extrem de puternic, dacă privim cu atenție. Primele versete ne îndeamnă la o trăire în Hristos, la o creștere frumoasă în credință și la mulțumiri către Dumnezeu pentru viața de credință. O viață care trebuie să fie marcată prin abundență spirituală, prin creștere, cum am zis, înrădăcinați și apoi crescând frumos ca un copac. Dar ce este la baza acestei vieți de credință? Și aici versetul 9 ne spune foarte frumos și simplu, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În Hristos este prezentă dumnezeirea întru totul. Nu ceva dat temporar, cum ne este dat nouă și vedem în versetul 10. Nu ceva care este doar pentru ca lumea să vadă cine este Dumnezeu, dar Dumnezeu în sine este prezent în corpișorul acela mic de bebe întrupat la nașterea Domnului Iisus. Dumnezeu este Cel care a coborât pe pământ în toată plinătatea Lui în formă umană. De la acest bebe mic, de la această ființă neajutorată, am zice noi, izvorăște și plinătatea care vine în noi, de la care ne tragem noi această sebă. El este Dumnezeu. Și din Dumnezeu noi primim darurile toate și ajutorul de care avem nevoie ca să fim plini de El și ca să avem o viață nouă și o credință vie. Citeam o listă de 30 de lucruri pe care le-am primit odată cu mântuirea. Lucruri care nu țin de noi să le obținem, lucruri care nu le putem pierde, lucruri care ne le dă Dumnezeu și sunt ale noastre prin Hristos, din această din dumnezeirea Lui. Puterea, care numai puterea Lui o poate face posibilă. E o listă interesantă de citit și dacă vreți că pot trimite. E dintr-o carte teologică, dar sumarizat foarte frumos. O să vă citesc însă din 1 Corinteni 1 cu 30 câteva aspecte ale acestei plinătăți pe care o avem în Hristos. Și voi, prin El, prin Hristos, sunteți, pardon, prin El, prin Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. Acest lucru vine de la Hristos și este al nostru. Sfințire și răscumpărare de păcate, viața veșnică. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. Avem în acest bebe mic
în această imagine pe care o avem adorabilă de părinți care privesc către copilul lor cu dragoste și îngeri care cântă și păstori cu și magi care vin să se închine de departe, avem în această ființă tot ceea ce ne trebuie, începând de la răscumpărare, la sfințire, la neprihănire, înțelepciune, tot ce ne este de folos și de trebuință în viața aceasta. Și cine se laudă, să se laude în Domnul. Când cântăm, colindele Lui să-i le cântăm. Când facem darul, în numele Lui să le facem și în amintirea darului care l-a primit noi. Când stăm împreună, ca familie, ca biserică, ca trup răscumpărat al Lui Hristos, pentru El și spre slava Lui să o facem, că de la El primim această posibilitate. Să ne rugăm, deci, ca prezența Lui Dumnezeu și plinătatea Lui Dumnezeu să se manifeste în noi tot felul de fapte bune, de gânduri curate, de înțelepciune, de înțelegere, de neprihănire. Și să nu uităm nicio secundă ce înseamnă că Dumnezeu a venit în toată puterea Lui pe pământ să locuiască cu noi și să ne răspundă, să ne mântuiască, să ne dea viața veșnică și să fim cu El și asemenea Lui. Să ne ridicăm, deci, și să ne rugăm.